americane continuă bombardamentele asupra României. Scopul lor este slăbirea hotărârii guvernului nostru de a rămâne aliatul Germaniei. Pierderile pricinuite combatanților și mai ales populației civile sunt în creștere. Termină. Facem apel la populație să dea ascultare cu strictețe normelor de apărare pasivă în caz de bombardament. La primele semnale de prevenire de bombardare, tataia unde e? Am uitat pe bunelul. Atenție! Nu intrați în panică. Nu vă pierdeți vremea căutând obiecte de valoare pe care vreți să le feriți pe distrugere. Da, mă, scumpete, nu e că nu vreau să vin acasă. Pur și simplu, dar mai discutat. Sunt zile când am mai mult de lucru. Dacă nu mă duc la nicio amantă, vorbești prostii. Stai o secundă, stai că sună cineva. Stai, nu mă sună mai târziu. Stai cu ochii pe Luiza să răspundă. Da, Luiza e aici. Hai, mă, mamă, iar avem discuții de asta, de ce e aici? E aici pentru care e treabă de asta. Stai că sună cineva, ți-am spus. Luiza, hai mă ce faci, hai că avem un telefon. Hai că vorbim mai târziu. Biroul secretarului de stat pe lângă Ministerul Afacerilor Externe. Bună seara. Yes. Alo. Yes, yes, sir. Can you hold on just a minute, please? Thank you. Stai, nu mi-a dat la telefon. Da. Ce face prințesa mea? Uite, am vorbit cu mami și mi-a spus că n-ai mâncat tot lăpticul. Ha? Bine, bine, hai, dă-mi pe mami. Dă-mi înapoi pe mami. Uite că a intervenit ceva urgent. Hai că trebuie să te las. Te sunem mai târziu. Pa. Ce? Pe la NATO. Păi și ce treaba mea? Să spune la domnul ministru. Păi a zis că nu mai e, a plecat. Hello?
like it? I love it. Do you like tits? Tits? Yeah. Do I love tits? You like tits? Oh, man, I love tits. Me too, man. Tits I'm are... Crazy. Hey, it's David. We keep missing each other. It's time difference is a killer. So, I was thinking of you, wanted to say hi, and I wanted to say hi, so I will try you again soon, as soon as I can. Okay. Hope you're good. Bye. Listen, there is this guy from Wisconsin. The one, what's his name? The guy with three tits. What do you mean, three tits? Well, like three nipples, you know? You call those nipples? Well, yeah, nipples. I mean, this guy said that there is a sure thing how to get old Jonesy to freak out. Hey, form it up! Fall in! Good morning, sir. At ease. Welcome to Operation Joint Guardian, gentlemen. We're all now part of Lima Company, 26th Battalion. I'm proud. How you feel? Proud, sir! In fact, I'm damn proud. How you feel? Damn proud, sir! All right, we're going to rendezvous with Tercevain. The rest is installation. 1900 hours, gentlemen. Tuesday. Back at the Kearsarge. Any safe rounds? I want to remind you all here you're in protected airspace, non-combatant zone. Worst case scenario here is condition one. You are here on a peacekeeping mission on behalf of the peoples of Kosovo. On behalf of Sergeant McLaren and myself, sit back, enjoy the ride. Sergeant? As you see fit. Detail! Ted Hunt! Thank you, sir. Good morning, sir. Fall out! Let's grab our gear and haul ass. Hoo-ah! Că ești cu locomotiva lor și uniforme v-a stras. Domnește-ne, pentru operații speciale, nu știu de frig, nu știu de căldură, standard NATO. Se
978, TAC 99, Captain Doug Jones, sir. How are you, sir? Welcome. I am Tanase. Boy! So everything's tactical here, set to go? Mariane, hai încoa, băi! Spune-i tu, domnului comandant american, că ești cu tradusul. Hello. Welcome. I'm going to translate. Good. Good. We set to go here? Can I take a look? We have an 0900 departure. Who's in charge here? He's in charge. That's the ship. You. Yes, sir. We have a deadline to meet. Are un termen limit. And we want to get the train out of the harbor. Da, și trebuie să plecăm. Immediately, so let's get the engine back together. Să unim locomotiva cu vagonul și să plecăm. Do that now, please. Vreau să o fac, e grăbit. Please. Vă rog frumos. Băi, fanfara! Bună ziua! Să trăiești! Ai venit după Monica? Da, am venit să iau cu mașina la școală. Ți-a luat tactul mașina asta? Da. Vă place? E varianta sport cu motorul ăla modificat. Poate că am venit că se câștigă bine. Stai să văd de s-a trezit. Vezi că ți-a venit prințul.
Da! Să trăiți. Ia din. Șeful vine marfarul de 9.30. Ia niște pui dacă vrei, că primea nu mai mănâncă. Ai lista cu marfa? Da, este. M-am crezut că glumești, că faci figuri, că pui în noi. Am mă, pisică, am fost clară. Gata, s-a terminat. Es finito, comprende? Păi și nu spui și mie ce s-a întâmplat, măcar. Nimic. Asta e și ideea. Mașina ai schimbat spițele la roți? Asta e tot pe ziua de azi. N-ai. Grijă mare cu săpătăie ăștia. Deci, șefe, din 3 de 14 avem 10 cutii de rulmeze, 3,5, le dăm la 500 bucata, 10 cutii de rulmeze, tractor, le lăsăm la Galați. PVC-ul, termopane, sârmă și altele le-am luat așa lângă bază, am zis să le dăm la târg. Din marfarul 28 avem 10 navete de bere, de vin, de cola și alte alea. Le plasăm la gelul la supermarket și tot așa și țigările avem 2, 4, 6, 5 vagoane, 30 de baxuri. Bagă mai multe, că nu se prinde, dracu. Și nu uita lui gelul, că plătește tocmai la vânzare. Las că am eu o combinație, nu? Altceva. Așa, vopsea, ciment, câte 100 din fiecare. Piese de daci, asta din mărfarul de op și mai avem din mărfarul de Vârcea îngrășăminte la tati. Vezi că i-am promis să dăm primar de Vârcea Sărcea. Am înțeles. Eu zic că cu totul așa e vreo 40 de milioane. Asta e ăla pentru fabrică. Pentru fabrică, zici? Nu se mai închide, dracu, odată, s-o cumpăr. Hai! Las ca lumea din fiecare vagon și băgăm pe pierdere. Ia că țigani ești. Iar nu apărea jumătate de vagon. Și după aia mie mi-e bătă. Păi fiindu-i prinde pe țiganii ăștia, o să vadă ce înseamnă să mă fure. Mi-a răspunde careva la telefonul ăla. Căpulnița Garu. La transfer de Constanța, cu șeful de rulă, vă rog. La telefon. Da, bună ziua. Vedeți că vă aduce prin gara dumneavoastră un tren care transportă aparatură NATO cu zi de soldați americani. Să știți că are liberă trecere. Da, am înțeles.
Eu sunt. Vezi că o să vin un tren cu americani. Nu știu acum, într-un fel de ori. Bine, am înțeles. Mersi. Ia, atenție toți băieții la mine. Adunare. Anunțați pe toți băieții să vină la servicii. Intrăm în grevă spontană. Doiarul vrea să ne falimenteze ca să ne cumpere fabrica pe nimic. A sosit în sfârșit vremea să ne facem auziți. Haideți! Mitroi, vină cu... În aceste condiții... Ce scuze? Da. Cu respect. Aveți o problemă. O să treacă un tren cu americani și s-a cam aflat. Bine că m-ai sunat. Da, vin imediat. În aceste condiții vă declar soț și soție. Hai, semnați aici. De să plecăm. Da. Sărută-ți nevasta. Some water? Water? Yeah? Okay. Yeah. Diana Rose, she knocks on George Burns' dressing room, and George Burns is there, sitting there, having a glass of wine, and, you know, they have sex, and then she says, so why did you make me, you know, why'd you make me hold, I can't remember the joke, because... Până nu vorbește cineva cu noi, nu plecăm. Haideți mai repede! Da, tașe! Trifane! Tu pui pancarta aia stânga-dreapta! Hoții! 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 Hai, mă, Trifane! Hoții! 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 Dați-ne banii! Dați-ne banii! Dați-ne banii! Dați-ne banii! Dați-ne banii! Ce se întâmplă aici, mă? Ați înnebunit? Suntem în grevă, facem protest spontan. Pe șina ferată? Bă, băieți, mă, vin un tren cu american, mă. Vrei să ne facem de râs, mă? Îi știm tocmai de-aia, poate ne aude și pe noi cineva. Și dacă vă aude Doiarul? Tocmai din cauza lui Doiarul, care fură din trenurile fabricii, s-a cărat și investitorul. Suntem un căcat, domn primar, în faliment. Și mata nu faci nimic. Hoții! 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 Hoții!
tipul? Vine un tren cu americani. Niște greuceni ceva. Transportă echipament militar NATO. Are liberă trecere de la București. O avea la București, de aici la mine. Zile să oferească pentru control. Măi, oameni buni, aude lumea pe negativ de noi. Dați-vă de plecină și vă cumpăr totul de uleiul ăla din fabrica aia. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu ne vinde, domne, așa ușor. Până la capăt, fraților. Până la capăt. Hoții, 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 hoții. Faceți ce vreți. Că de-aia e democrație, nu? Ce faci? Bună ziua! Ziua! Dorel Mateescu, Doiaru, șeful gării. Ce transportați în vagonul de marfă? Păi, e un transport militar american pentru frontul din Kosovo. E vagon NATO și conținutul este strict secret. Aha. Să prezentați și mie actele la control. Păi nu înțelegeți. Este transport militar și avem aprobare de sus, de la guvern. Nu. Mata nu înțelegi. Eu am un regulament. Fără acte în regulă, nu poți să te las să treci. Is there a problem here? De să întreabă dacă este vreo problemă. I need to see custom and transportation papers. This is a NATO military transport, sir. This has been organized and authorized by your government. Any documentation be in your possession, sir. You have international transport from America? That is correct, sir. And where are you now? I'm in Romania, I guess. So, according to the Romanian transportation laws, you need to have custom papers. The humor, wouldn't you say that? You fucked up my punchline. Absolutely. That too. Hello, my dear. Whoa. Hello. This is the legislation. I don't make legislation. I respect legislation. You come to Romania, you have to respect legislation too. So as you respect legislation, sir, you are hereby advised to comply with what's been coordinated. Do I make myself clear? Have I made myself understood here? Have I made myself clear here? Fuck USA, fuck NATO. Fac Bill Clinton și pe aia de la București. Asta e gara mea. Checkpoint. You need custom papers. N-aveți, nu treceți. Ia bacă-i pe linia a doua că m-am enervat. Tell him to find out what the hell is going on right now. Ce se întâmplă? Vedeți ce se întâmplă? Alo, alo! Domnul, ce facem? Mai stai matale acelea că mă duc sus să rezolv treaba. Set a perimeter here. Forrester, Aldridge, Winston, Turner, set a perimeter. Secure the area. Start!
And McLaren! Pregătită cu bagajele de cât timp? Și dacă luai trenul, ce făceai? Unde ajungeai? La Craiova? La Pitești? Unde? Bine, ziceam lui Petre să ducă până acolo. Dacă ar fi trăit, maică, dar să te vadă. Crezi că n-are nicio legătură? Dracu să n-aibă. Dacă nu murea când te-ai născut, erai să zică. Și nu știu cum a putut să-ți treacă prin cap așa ceva. Adică și eu n-am grijă de tine? Dă-ci în camera asta casetofon, haine, discuri, fițe, cine dracu ți le-a dat, a? Câteodată când mă uit la tine, să mor de mă păpăia. Poate tocmai asta e. Voi, muierile, sunteți cu toatele la fel. Eu înțeleg că vrei să pleci din satul ăsta de căcat. Pune mâna în vasă și la toamnă poate te la o facultate, undeva la oraș. Ce naibă? Deșteaptă ești. Frumoasă ești. Eu o să rămân tot singur, dar asta e. Trebuie să fii la școală? Mă avea. Îi zic lui Petre să ducă în drum, nu? Tu singura am venit. Ce mă, mergem acasă? În niciun caz, continuăm greva. Dă-mă dreacu că asta facem în fiecare zi. Bine, mă, Mitru. Hai. Da, mă, băiete, bă. Ai văzut neatonic că au venit americanii la noi în sat? Cum să, pe unde? Sunt de bare la gară. Când acum? Mergeți și vă uitați. Yeah, that's Kapelnica, sir. If you go to your map,
what they say. I got a station master here in the rack about some documentation. It appears he stuck me on a dead track here, pulled my engine. Well, whoever you got in Bucharest up there with some authority, let's get him on a frog right now and get his ass down here, huh? I got to keep these stories invisible. I want to rectify by 1100. Thank you for your cooperation, sir. I appreciate that. Thank you. A văzut toată lumea aseară un nou episod din Esmeralda? Da! Da. Bine, astăzi vom studia două verbe, quiero și trabajar. Vă rog să citiți, haideți! Quiero ce înseamnă? Vreau să mă duc la teatru, dar n-am timp. Cine vrea să-mi conjuge verbul trabajar? Hai, nu toată lumea, da? Mă uit în catalog? Haideți, bine. Trabajo, trabajas, trabajar, trabajamos, trabajais, trabajan. Bun, păstrând terminația, hai să încercăm și cu quiero. Cine vrea? Tu. Quiero. Vă invit poi mine la o mare bairam cu fetițe, băutură, muzică frumoasă, alea frumos, așa de bani. Deci toată lumea e invitată la apartamentul Luchimiu de la ora... De la ora. Am început să nu mă enerveze. Fata ce grăbițește în sus, fata ce grăbițește în jos. Bla, bla, bla. De ce nu mai fi bun pentru tine? Salut! Unde-i șeful? Bună ziua! Unde-i șeful americanului? Bună ziua, băieți! Bună ziua! It's a new uniform. Vreau să vorbesc cu șeful lor. Eu sunt primar. What's your name? You're off with your captain. Captain. Mă captain, go. Captain Joe! What kind of material is this? Well, I don't know the texture, but it feels good. Yeah? Oh, texture. Yeah, texture. Like it? Yeah. Yeah. Nice. You want one? Yeah. I can fix it. Quick acknowledge. Yeah. Welcome. I am very happy. Welcome in my village.
Lasă că lucrez cât trebuie eu. Spune domnului colonel că... Capitan. Spune domnului capitan că suntem fericiți să-l invităm pe dumnealui și pe restul minunaților oaspeți. He's happy to invite you and the rest of the wonderful guests. La sărbarea aniversării satului nostru mâine seară. At the anniversary party of the village tomorrow night. Tomorrow night. Well, yeah. Thank you. I mean, it will be long gone by then. Mâine seară, yes, please. And this? Yes. Welcome. And it, sir. Thank you. It's very sweet. Thank you. Thank you. Domn primar. Ah, salut. Te-am mai văzut de mult pe la noi. Ce să fac, mai sunt un pat până ce-l aveți și tu... Trebuie să... cu... Ce te-am dat eu cu sacele de ciment? Ne, rezolvat. Da? Trebuie niște băieți, mai trebuie să aducă saci. Să fii primit. Ce-am auzit? Ăsta la radio zice că vrei să-ți cumpere fabrica, să... Și... Fie mai mare de acum, ziceam să-i fac și zestre. Vreau o ție. Dacă se înțelege bine cu Paul... Hai să ne întâlnim într-o zi, să vorbim, să... Ce să mai... Hai. Alo, atenție aici. Pe ora de ședință la primărie. Da, pregătim aniversarea satului. N-a fost odată cu o lună? Și care e problema? Fată, ce drăguț e tipul ăla. La cine scot de fată mesaje așa tot timpul? Fata! Seamănă puțin cu Ricky Martin, nu? Că ar fi niște probleme cu apă la București, mă rog, asta nu ne interesează. Și câtă vreme se rezolvă problemele cu apă la București, avem datoria obștească, ca buni creștini și ca oameni cu frica lui Dumnezeu, să asigurăm o primire cât mai călduroasă a oaspeților noastre de peste ocean. În ceea ce privește problemele satului nostru, această venire a americanilor nu ne este decât benefică. Pentru că dacă apărăm la știri, vom putea aduce o grămadă de investitori în satul nostru. Ca să-i fure și pe ăștia doiaru. Unde mai pui că și oaspeții noștri pot deveni un potențial investitor. De asemenea, îi vom primi în baruri, în hoteluri, toate cu un beneficiu. Cu această ocazie, mâine seară, anunț organizarea festivităților de sărbătorire a 100 de ani de existență a satului nostru. Știu că a fost, dar mai facem o dată. Cu mici, cu bere, cu tot ce trebuie ca să fie frumos.
răsfită la el, la ea nebună așa. Le încăugă și la un moment dat, doamnă, mâncați ca o scroafă. Că trebuie să ne mai trezut la intervenție important. Când a venit? Acum. Păi ce văd de la mine? Habar n-am. Te trimite la Ministerul Apărării. Uite că scrie urgent. Bine. Și vezi, sună de la NATO. Da, da. Spune că se rezolvă. Bine. Nu e treaba noastră. Ține de Ministerul Transporturilor. Da, se rezolvă, dar să știți că nu cred că mai ajunge astăzi. Dar ajunge mâine. Da, să trăiți. Claudia, ia te rog ăsta, schimbă-i antetul și adu-l la semnat. Da, repejor, te rog. Aceasta este istoria primului om negru pe care l-am văzut eu vreodată. Eram mic atunci, dar niciodată n-am să uit cum omul simplu de la țară, țăranul român, a dat dovadă ospitalității obștești de care e în stare pentru un străin, de care suntem în stare noi români. Domn primar, dar cu negru ce s-a întâmplat? A, păi, dragii mei, la început oamenii nici nu și-au dat seama că el e american, pentru că noi știm că negrii trăiesc în Africa, nu? După aia am aflat că America e plină de negri, dar atunci oamenii nu s-au temut de diferențele de aspect, ca să zic așa, și l-au adăpostit pe sărmanul om 2 săptămâni, până i-am alungat pe nervi din țară. Dar între timp săracul a murit, pentru că era grav rănit. Și nici noi n-am știut cu ce să-l tratăm. Bun. Acum o să vorbim puțin despre istoria Statelor Unite ale Americii, sau mai pe scurt America, sau și mai pe scurt SUA. Capitala țării se află la Washington. Dar să știți că nu ăsta este cel mai mare oraș. Cel mai mare oraș sunt Los Angeles,
New York și altele. Țara este formată din state, cum ar fi Texas, California, mă rog, exact ca și țara noastră, cum e formată din județe, cum ar fi Ilfov, Ialomița, Vaslui, Bacău și altele. Economia țării se bazează pe... seducție. Totul ține de seducție. Ne depinde și cum vă îmbrăcați. O fustiță scurtă și un decolteu vă atrage întotdeauna privirea asupra voastră. Aici intervine factorul intelectual, adică cum vă purtați. Sfatul meu este să fiți deschiși, dar fără să cedăm la ce ne-ar oferi din prima. Adică, acesta este momentul în care putem să spunem clar, cu voce tare, fără să ne fie teamă, ce vrem de fapt și cine suntem. Diseară, la petrecerea primarului, vreau să protestăm în mod civilizat. Acum, aduceți pancarte și spuneți clar pe care să scriem clar ce vrem, de fapt. Adică, să ne dea banii, voții, să muncim, ne foame și așa mai departe. Bună dimineața, stimați ascultători ai acestei minunate urbe. În cinstea evenimentului despre care, desigur, ați auzit cu toții, vom începe un program de înfrățire, ca să zic așa, de împletire culturală, cu muzică tradițională românească și cu cântece frumoase de suflet americanești, care să aducă un strop de căldură. Asta nu înseamnă că n-ar fi cald în afară, ci mă refer la căldura din sufletele și din inimile noastre. Așa. Pe de altă parte, o persoană bine informată a ținut să ne aducă la cunoștință că toată această aniversare a localității, care de fapt nu există, este strâns legată de dorința primarului nostru de a strânge niște bani frumușeli în bugetul primăriei, din care se spune că lipsesc sume uriașe. În continuare, am în față o listă de dedicații muzicale pe care o să încep să o citesc. Am văzut că îți place de Monica. N-am nicio șansă. Clar, Monica n-a fost decât cu tipii cei mai tari din sat. S-a plictisit de toți. Ea a fost cu Alex, metalistul, știi că era rocker supărat, le avea cu muzica, nu știu ce. După aia a fost cu Mihai ăla care a terminat anul trecut și după care era moartă sora mea. Oricum, a intrat la facultate în București, s-a cărat gata. Cum i-a dat papucii și Lola de mult? Și el l-a pus pe liber și pe Paul? Mă, ia cu Paul, nu mă obosit ăsta din nevoie. Jocul ăsta, de duci, nu? Facem echipă de nou și iau eu, mă. Nu vezi oricum ce echipă ai tu. Da, mă, la... Ia-l tu acum, Andrei. Da, ia-te, mă. Treci, mă, la asta în echipă. Hai, mă. Hai, chești la asta în echipă. Hai, mă. 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 Haide, mă! Păi, dar dă-i pasă, răbouul ăsta, mă, nu vezi cum ce se miște! Mai și pijamale! Da, mă, și ce vrei, da, și! Acolo, mingile odată, păi da! Hai, Mihai, mai te vin o dată cu instalația aia! Mă, instalația asta!
Aia, am spus să puneți pâine, dar să-l lăsați așa. Sănătate. Bună, Verne, ia du-mi ceva pentru alergia asta sau ce ai. Băi, Vasile, am și o rugăminte la tine. Orice n-a dat, se rezolvă, ia zi. Băi, un grup de țigani care mă înseamnă. În fiecare zi fură din marfare frăție la curba de la intrare în sat. Poate pui și tu oamenii tăi că și așa vă plictisi să stea de pază, ce zici? Se rezolvă. Auzi, mâna, doierule, că ne știm de atâta vreme. Ia zi, dom'le, ce-i cu americanii ăștia? Nu zic că e rău, dar... Domn primar, de chefuri alea... Hă? Păi dacă n-au activ, ce să le fac? Ce, dacă sunt american, să mă înșmeche? Adică noi suntem români, suntem fraieri sau cum? Să respect legea. Băi, Stelica. Te ascultă, șeful. Zi-mă. Aici nu 7. Știu, mă, zi. Da, domnule, că e pentru mine. Zi-mă ce e. O cheamă domnul primar, este blocat și plăți. Hai, mă, că am pus niște mici, vei? Bineînțeles. Hello. Ne vedem la petrecere. Da, băi, Vasile, nu mai ascult chestia aia, mă. Nu, mă, nu ți-am zis. Yes, vă ascult. Vrea să știe dacă au venit actele alea de vamă. Nu, n-a spus nimic. I am breaking regulations here, sir. If there's anything I can do to compensate you financially, be happy to arrange it. What, you offer me money? I have a deadline to meet. Now. I can pay you out in U.S. currency, and we can just facilitate my departure. How much? I can pay you 2,000 U.S., sir. Zii, domnule, că nu iau minte. Adică ce, dacă suntem în România, ne cumpărați așa ușor lumea a treia, nu? Don't take your money. I really think one phone call on behalf of your own Ministry of Transport, sir, that's not breaking the law. No. No. I don't call on nobody. It's not my job. Sorry. Whose job is it, sir? Well, not my job. Sorry. Let's get headquarters on the line here. Well, I think it's here. So we're stuck in a fold of a map in the middle of Romania. I mean, how much more stuck be you than this? I beg your pardon, Corporal? Sir, I think the men would like your permission to attend the mayor's party. Well, I set a perimeter here as you see fit, make it a 360. Dismissed. Thank you, sir. Hey, Sergeant. Hello? Yeah. Sit down here. Yeah. You have a... Belt, I'll fix it for you. Sit
You only know that I delegate responsibility so you can achieve authority. Correct? I appreciate that, sir. What would you do right now? In my position. I think it would be a positive gesture under the circumstances if you attended the party as well. So you don't think I should put my chevrons back on and maybe fly Rashad over the bow shit, here? No. Sir, we have to use diplomacy, sir. We have to. You're the CO, sir. Of course. Have fun. Thank you, sir. Bă, Mărină, dar ți-e elegantă ești, bă! Dați-mă, mă, pula mea! Da, am venit să iau pe american la petrecere. Da? Da. Stai cum zic eu. Doamnelor și domnilor, stimate oficialități ale urbei noastre, dragi consăteni. Am deosebita bucurie și onoare să vă urez bun venit la petrecerea de aniversare a satului, care anul acesta are privilegiul de a avea printre ei pe câțiva distinși oaspeți de peste hotare, veniți tocmai din Statele Unite ale Americii. Acestea fiind spuse, să ne distrăm românește. Ia schimbă postul că m-am săturat de idiotul ăsta. Să nu ai bolă pe americani, așa. Alo. Da.
Da, să trăiți, Dominicu. Da, da, să trăiți, Dominicu. Da, sunt aici cu noi. Sunt la o suntem la o petrecere. Aha. Da, da, da. Nu. Domnul ministru, asta nu depinde de mine. Mi se vedeți, gara e în administrația CFR-ului și de gara se ocupă domnul Doiaru. Eu vă promit că pe toată perioada șederii aici voi avea grijă să nu aibă nicio problemă. Da? La revedere! Good evening, ladies and gentlemen. Am deosebită plăcere să vă prezint grupul muzical-instrumental Trupa Universului. Și împreună cu subsemnatul Michi Valoare, ambasadorul muzicii populare, vă invit la dans. Trade Romale! Party.
Want to dance? Dedic următoarea veste tuturor îndrăgostiților. The next song is dedicated to all the lovers, for the beautiful lovers who really love, but special pentru Stana. Știi ea de ce? I love you, prințeso. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my love complete, and I live so. Love me tender, love me true. Oh, my dreams fulfilled for my darling. And I always will. Love me tender, love me true. Excuse me, Oh, my dreams fulfilled for my darling. I do. And I yes, always of course. Love me tender, love me long. Take me to your heart. Oh, tender, mă bucur că ați venit la noi și că ați venit la petrecerea asta de umil robe al lui Dumnezeu. Mulțumesc! We are very, very happy that you are here in our village, and we are very happy that you are at this party. This party is for you. Apropo, de unde sunteți de Baștina? Din ce oraș din America? Oh, where are you? Where are you from America? What town? Right now, Bend. Bend, Oregon. Oregon. Da. Stat. Da, foarte frumos. Și acum m-am gândit că s-a evit oportunitatea să ne înfrățim satele, adică orașele, adică localitățile, să ne înfrățim. The mayor thinks that it will be good that your town, Bend, and our town, Căpârnița, like Căpârnița and Bend, brothers, twins. Căpârnița, Bend, twin town. Twin towns, brothers. Da, yes. Does he understand that we're here, we're trying to stop the bombing in Serbia? And I always think, love me tender, love me too. Oh, my dreams for fail, for my darling, I will be, and I will be safe. Come on, Manzola, let's sing. The train that I have, train is carrying equipment, strategic communications equipment for NATO. You know NATO? No. NATO. We could save lives. Care altă treabă? Asta vreau. Care altă treabă? I want to continue this conversation. Okay? I'm going to be back. Right? Se întoarce. But I thank you. Thank you for having me. Thank you. Okay? Love me tender, love me true. Oh, my dreams of faith. For my dying, I do. And I always think, love me tender, love me true. Oh, my dreams will fail. For my darling, I love you. And I will be true. Love me. What's your name? Never let me go. You have made my love. So you don't speak any English, right? And I'm Espanol? That's Espanol, really? Espanol, yeah. He speaks Spanish. Rodriguez speaks Spanish. Roddy.
Neil. Oh, my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me true. Oh, my dreams fulfilled. Hello? Hello? What? I could use your help. Come in. Suck his dick on the White House. Come on, this is stupid. I know what you mean. Excuse me. And you go to bomb people for Bill Clinton? Da. Da. Chiar e la telefon. Domnule drag, eu nu pot să încalc legea. Legea spune că trebuie să verific actele fiecărui tren. În cazul de față sunt necesare documentele de vamă. Adică de unde știu eu că dânsii nu transportă, Doamne ferește, droguri sau ceva? Eu vă cred pe cuvânt. Dar legea spune clar, trebuie să verific actele fiecărui tren în cazul... Dar de ce îmi cereți mie să încalc legea? Semnați dumneavoastră o hârtie ca să le dau drumul fără acte? It's about your papers. Aveți faxul meu de aici? Vă las faxul meu de aici, când aveți actele, le primesc imediat. I know how to speak to you. Okay, say something in Romania. Romania? Romania. Say something. Say something Romanian. Ce e cu România? Hello. Hello. I'm Maria. Hello, Maria. Nice to meet you. How are you? I'm good. How are you? Very good. It's good to meet you and speak English. Yes, you. I learned in school a little bit. Really? Yeah. Where did you go to school? Here in the village. Oh, really? Yeah. Oh, then maybe. Oh, that's good to find out, actually. Okay, well, it's late. Bye. Bye. Aștept, doctor. La revedere. So, you'll send the documents, huh? Yes, I think. Mm-hmm.
So, why, Mr. Jones? Captain. I'm a captain. I'm sorry. So, Captain Jones. So, why did they send you with this train? Classified information, sir. I know what's on the train. It's better to spy on the Serbs, but why did they send? I'm a military intelligence, sir. It's called communications. Communications. Telephones and things. Well, I think we're a little more sophisticated than telephones. Well, but you're not a real soldier. No, I am a real soldier. Oh, okay. Okay. You know, I understand you got to show who's boss around here. That's okay with me. I was going to train. I got to keep moving. You know, and I think we waited now. I think we waited long enough. You know what, Jones? I wait for the Americans to come much time to save us from Germans, Russians, colonists, Joshes. It's fine if you come here, finally. Better later than never. Yeah. My friend, it's simple. Papers, Americans go. No papers, Americans don't go. Understood. Din păcate nu mai vin artificii. Nu mai vin. What does it say? What is the sign say? It say, welcome, welcome. Thank you. Thank you. Nu era cazul să faci un scandal tocmai în seara asta. Oamenii manifestă în liniște, domn primar. Andrei! Welcome. Andrei, unde ești, mă? Ia vino, ia traducul la oamenii ce scrie aici. We are starving. Mâncarea și băutura e pe gratis. Numai în seara asta. Haideți, poftiți la masă. Treceți la masă. Haideți. Să aducă cineva niște vin aici. Haideți. Haideți, domnul. Gata. Hai, treci. Nu, nicio problemă. E regulă. Aduceți aici, Slim. Când pițesc eu la școală. Mi-a băgat spaniolă cu vaca aia proastă nu-ți învăță în engleză. Nu vrea cum mai învață spaniolă în ziua de azi. Mi-a goapătat că pun la lângă la boca. Odată întâlnești în boaca lumea, nu ca țărănește și nu știu să vorbesc cu el. A văzut aia lupinare ce s-a băgat? A văzut-o? Și eu ce știu să-i zic? Nu știu să-ți zic ce vorbesc eu cu americanul ăla. Dar știi cine știe bună engleză? Cine? Andrei, ăla de la noi din clasă. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne... André, te caută fata lui Doiau. O să intru? Să ai un pic de ordine, ce o să zică fata? E ok. Mișto camera. Tu ți-ai aranjat-o?
trecut mi-a zis de spinac că tu faci meditații la engleză. E adevărat? Da. Dar chiar după masa asta am făcut cu domnul Nicoar, care a predat în liceu la noi, da. Da, a ieșit la pensie. A, nu. Îți dau imediat numărul lui. Nu, știi, mă gândeam că poate poți tu să mă ajuți cu o chestie. Super, și luăm de asta. Și dacă ajung în ce facem? Și dacă ajung americanii primi? Sper să reușim să păstrăm și noi fabrica asta. Ce vreau să fac? Dacă nu lucram pentru nemți, o pierdeam de acum 3 ani. Vă spun eu, azi sau mâine americanii sunt aici. Mi-ai duce cauți la scurt ce vorbim. She's 18, but she's not yet. All right. What do you do in life? You have a job, go to school? Yes, we both are colleagues in the same high school last year. Ce zice? A întrebat cu ce te ocupi și am spus că suntem colegi. Și am început ce se ocupă. Nu e evident. Și dacă mai întreabă dat? What do you do? I mean, how come you're in the army? Marines. It's a long story. It's kind of a long story, but I'm hoping to get back to the States pretty soon. Zice că abia așteaptă să se întoarcă în state. Da, vă la prieten. Do you have a girlfriend? Tell her she's cute. Are mai multe. I think you are very, very cute. And I would like to kiss you. Vreau să știu ce fel de muzică asculti. Nu am așa o muzică preferată, adică îmi plac mai multe genuri de muzică. She doesn't like compliments.
Hai, Sagi. Auzi, ce? Întreabă dacă vrea să meargă cu mine să facă trecerea. Să meargă cu mine la oraș. Așa, deci ia zi, te-ai încurcat cu fata lui Dăru, a? Nu, tată. Auzi, să-l lași în pace, da? Că nu-i dă nasul tot. Băi, ține! Te-ai de învățat, da? Da. Și ia zi, te-ai gândit la ce facultate dai? Mai toată. Nu încă. Cum ai, mamă, n-ai zis că dai la Politehnică? Catrino, ia du-te să până în beci și vezi o țuică. Dar nu mai e țuică, de unde e țuică? Mai tu du-te în beci și vezi. Iată. Fii atent aici. Am muncit ca un câine. Și eu și mătaca să te ținem pe tine la școală, să-ți pregătim meditația. Acum, o munci ca să mergi și la facultate. Naie! Ia vino! Hai, Fegi, bagă-l în casă! Hai, du-te în casă! Bagă-l în casă, lasă-te! O spar geamul. Bă, uite-te la mine. După ce te duce la București, hai, treci în casă. Dacă te prind că te întorci, îți rup picioarele. Cu mâna mea îți rup picioarele, da? The test seems to be delivered to avoid casualties, sir. 70 hours have passed here. I'll tell you what you do. You tell me whatever these last 70 hours cost, and you include in that price the legal bill they're going to stop on the DIA. Some jerk snake missed an oil field and hit a fucking shot. Because I'm the grunt on the ground here being held accountable. You understand? I'll be honest with you. What's going on there, sir? Nothing. I'll get my engine back. Sir, you're gonna get my engine back, Captain Jack. Sir, and I'm gonna control your ball. Sir, Captain Jones, they said to use diplomacy. Sir. Sir, are you trying to keep a fucking eye on me? Of course not. You get yourself a red pencil, kid. Go back to Georgetown. That's where you're from, isn't it? Now you say it in my face, or I'm going to rip yours off. Te duci. Eu să vezi cu americanul ăla. Ce să mă rog eu când mă las mă duc la el, americanul la mine? Te-am zis să mai întâi așa? In America. Yeah, baby, yeah. I'll take with me. You promise? Yes, I promise. I
Am venit să iau pe domnul american. May I help you? Am venit să iau pe domnul american într-o excursie. Am pregătit ceva deosebit, tradițional. I came to take the American party. Aha. Faceți cunoștință, domnul capitan Jones, domnul patron, Gis Hotel. Please, please, haideți, fetele, frumos, faceți. Haideți, haideți, haideți. Poftiți. Mr. J.R. Poftiți. Hi. Nice da. I don't know if you know, but I shot J.R. Hi, girl. Hi.
Yes, I understand. I promise you that everyone here, including myself, are doing all we can to solve this problem. Okay. Yes. Goodbye. Thank you. Sincer. Nici credeam că și nu mă iubește. Îmi privim pământul pentru asta. Eu de ce nu primesc ca Monica mesajele alea cu... cum ești tot ce-mi doresc? Îți proastă și urâtă. Ai lasă cum ești urâtă. Da. Ești un băiat drăguț, nu? Încă până-i vreau doar o dată și gata, nu? Băi, americane! Ce faci, mă, aici? Tu știi că am făcut-o pe asta înaintea ta, mă? Îți zic așa, ca să știi. Eu am avut-o pe toate din sat. Și acum arăți-vă jos că am nevoie de papă pentru mine. Hai, căiați-vă. Am mulți mult de bob. Cară-te, mă, n-auzi. Băi, la băciule! Băi! A venit poliția să moară! Băi! 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 Hey, we're leaving. Yeah, I'm coming. Hey, I'm coming. Get the fuck out of here. Okay, just, I'm coming. Hey, that was good on you. No, one moment. Și acum, dacă îmi dați voie, marea surpriză a serii, momentul special de balet și dans, misterul lui Dracula. The Mystery of Dracula. The Christie have the right to be proud because in their veins flows the blood of many great races who fought a saline fight for lordships. Boys, I have a great surprise for you. Please!
Intrați în mine! I'm talking to you. What? I'm not sure what I believe so, sweet. Uh-oh! Hello? Fii atent, Alen. Dacă mai multe orașe au alimentarea unor lucruri. Ce-o sunt? Ha? Cauza presiunii au explodat. Sau de ce tu cu aia ăsta? Ce tipul ăsta? N-ai văzut mă că a plecat de la show. Ăsta? Da. A fost la show? Ea a fost la show și a plecat. Așa mă? Băi, n-auzi, ești maker. Cine? Cine e ăsta? De unde-i? Hai, să te văd. Hai. Da, unde e? Mă omor acolo, dau și eu vorbe, chestii, încerc să văd și eu în engleză. Ai văzut cu bucătate alea? Da. Nu-ți plac voi femeile? Băi, fraiere. Mi-ai văzut ce fete mișto am avut acolo. Nu știu eu ce fete ai să mă rog. Ce să-i faci? Dar cum e ăsta? Cred că e bulangiul. Băi, bulangiule, de unde ești? Hai, bă, să ne omorăm dacă ești becher. Vino aici și ăla. Haide, o vilă, pac, pac, rândul, da, de bă, sunt, domnule, în râs. Ce te râzi de tot la mine? Hai mă, că e rândul tău, lasă! Lasă, bă, că mă enervează, să nu vezi! You got 10 seconds to pull it in, son. The girl of local ballet opera. I can help you. You wanna go?
Hi. It's fine? You know me there? You have food? It's okay. You see him? Thanks. Doi are să treci. Staniloiu, secretarul de stat pe lângă Ministerul de Externe, îmi pare bine. Haideți, domnule, să rezolvăm problema. Ați nimerit ușor? Ca aici la noi, e de parte rău, nici nu știți chiar ce așteară. M-am rătăcit puțin de pozicien, dar m-am descurcat până. E dumneavoastră, nu? Da, e nevastră mea. Tot că de când mă duc în delegație cu amante și am luat-o cu mine ca să se convingă. Ce am de mașină. Asta mașină. Și puternică. Yes, yes. Aici. Mulțumesc, am băut pe drumul rătăriei azi noapte. Cu o dată, mișto mașină. Mișto de tot. Domnul... Doiar. Domnul Doiar, uitați de ce am venit. Ați adus să crede, vamă? Păi nu, am venit să rezolvă problema. Păi ce problemă? Nicio problemă. Băținat crede, vamă, să rezolvă imediat. Domnul Doiar... Domnul prim-ministru m-a puternicit să dăm drumul la tren. Bine, dar trebuie v-am mai adus. Nu am ce face cu puternicii, știți și dumneavoastră, legea e lege. Eu vă asigur că domnul prim-ministru m-a trimis personal ca să am grijă să trimitem trenul de urgență. N-avem nevoie de acte de vamă. Dacă nu cooperați, o să vă înlocuim din funcție. Haideți să vă spun ceva. Eu o să ies la pensie. Credeți că mi-e frică de amenințări din astea ieftine? Am să vă explic ceva. Aici nu e la București. Cum credeți că mă dați afară? Adică veniți dumneavoastră acum și vă puneți în locul meu sau cum? Ce-mi faceți? Păi îl puneți de noi. Cine eu? Nu, ce-o pot lungi pentru asta. Ia ca nu vrei. Domnul Doiaru, am apelat și noi la niște informații și rezultă că ați depus o cerere ca să obțineți fabrica din localitate. Noi putem soluționa să obțineți fabrica. Hai, domnule, să uităm ce a fost. Hai că are toată lumea de câștigat dacă trenul o să pleacă mâine. Ce s-ar cădea la nevamă, trebuie să dacă nipe. Poate să vină și Clinton personal. Se prezintă aici la fiecare, la fiecare mămăs din țară. Nu pleacă nimeni, mă, nimeni nu pleacă, nici tu, nici americanii, nimeni! Tot stai aici cu mine! Nu zici că tu nu înțelegi, așa ești tu, mă, împinga, mătii! Emane! Ce, mă? Ce? 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 Ce, mă? All right. Hai, da! Get back to your post! Get back to your post! Da, mă, da! Gira, mă, tu!
Chestia asta nu rămâne așa. O să suportați consecințele. I'll be back. Credeți că noi în satul îi dăm pe doiarul? Do you think that they here in the village love doiarul? Să vă spun ceva. He wants to tell you something. Nu ne lipsește decât un om, cineva, să ne dea o mână de ajutor, oricine, să scăpăm de nenorocitul ăsta. We only need, they only need some help, someone to tot help them the greed of this. Tot halon care a ajuns satul ăsta e din cauza lui. The state that the village is in is all doiarul fault. Fault. Dar nu e frică. Asta e. That's it. They are scared. Da. Cine are curajul să se ia de el? Who has the guts? Am mai încercat. Unii și-au luat-o în freză. Stand against him. Others have tried, but they failed. Poliția e cu el? The police. N-ai ce să-i faci. Doiarul, there is nothing to do. Dar acum mă gândeam că dacă tot ați venit dumneavoastră, but să ne dați o mână de ajutor. That you are here. Să facem ceva, să... Maybe you can give them a hand. Hai să-mi ție frică. Până ne întoarcem, noi o să vină americani. Hai. Hai odată. Lasă-l. Hai. Că mi-a povestit chestia asta domnie de ori până acum, de când era mică. Her father told her this story 1,000 times before, when she was little. Mă rog, cum că ar fi știut el că în ziua aia e ultima zi când îi vede pe părinții lui. He says that he knew on that day that it was the last time he would see his parents. Mă rog, i-a lăsat seră pentru că fabrica lor făcuse niște comenzi din astea pentru nemți, niște chestii pentru nemți. They took them because they have a factory which made some things for the Nazis. Venise la rușii și, na, taică nu l-a mai văzut pe taică din ziua aia. Și nici pe bunica mea. The Russian came, so from that day, her father never saw her grandmother and her grandfather again. A ținut comuniști de închisare pentru că aveau fabrica aia. The Russian kept them in jail because they had that factory. Da, și de altfel, taică-mi așa de disperat să mă țină lângă el, ca să nu cumva să rămână singur. That's why her father is so desperate that she doesn't leave him. Mă rog, taică-mi l-a crescut în lângă lui. Aici la țară, în lângă lui pe la țară. Her father was raised by by his uncle here in the countryside. Mă rog, și americanii n-au mai venit în alaltă. Asta e. Bun, asta e tot. The Americans never came here till the day before yesterday. Auzi? M-a ajuns cu chestia? Da? Gotta go.
Damage back on. Get these Romanian boys a break. It's on the perimeter. Ce vrei mai exact? Să mă învăț engleză. Da? Mm-hmm. Și de ce aș face? Pentru că te rog eu. Vreau să plec de aici. Da? Crezi că o să te ia americanul cu el și o să mergeți în LA și o să faceți copii? Nu și... mai am niciun american. Vreau să plec de aici. Cât mai departe posibil. Zi-mi înveț. This happens. Can't put yourself in front of love. This is between me and my daughter. Cook, huh? Yes. Do you want to eat? No. No? It smells real good. What is that? Sarmale, Romanian food. Traditional. Want to help? No. What are you doing? Okay. I do it. Ales ca socră mea. Yeah. I must look real stupid. Hmm? No. You look like my mother-in-law. Mother-in-law. This belonged to my wife. Mm-hmm. Where is she? She's dead. She died a long time. Oh, sorry to hear that. How about you? You married? Nope, not anymore. Zi-mi o dată cum să zic la asta, la prezentări. Ce anume? Ce anume vreți să știi? Adică? Păi, nu știu, mă cheamă Andrei, am nu știu câți ani, îmi place să fac nu știu ce, chestii de astea. Hello, my name is Andrei, I am... Hai. Hello. 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 My name is Andrei. My name is... Monica. Monica. I am 17. I am 17. Yes. Yes. And I wanna kiss you. And I wanna kiss you. Da. Sunt Andrei și vreau să te sărut. Sunt Monica și... Da, mă. Te iubesc. S-a mort tu? De 2 ani. N-ai de unde să știi, pentru că nu sunt nici soldat american și nici cel mai șmecher din parcare. Și apropo, eu ți-am trimis mesajele alea. Băi, ridică mâna asta. Nu, stai. Ridică pe asta. Ridică mâna asta. Asta, mă. Ce? Sănătate. Oh.
So how come you speak English? I told you. I was waiting for you. Wow. Is that just pork? Or is that beef mixed in with that? It's pork. That's just pork. And it's very fat. Anyway, you put ham. Smoked ham. Smoked ham? Yeah. Smoked ham. You put the onion, rice, salt, and pepper. And you stir. No. You do... Mix. You mince the meat and you get a paste. Nice. That's probably what those people in Yugoslavia look like after you bomb them. Unde am rămas? Hey, you! I want to see that mayor. Now? Can you ring that? Now? Pronto. All right. L'ultima adesso. Liniște, oameni buni, liniște. Vreau să vă spun. Atâta putere. Vreau să vă spun că voi toți aveți o problemă. Adică ce voi? Noi toți avem o problemă. Și problema asta se numește Doiana. Liniște! În legătură cu asta vreau să vă spun că l-am invitat aici pe domnul Jos, capitanul americanilor care s-au oprit la noi în sat, care vrea să vă spună ceva. Liniște! Ascultați că e important! Domnul Jos, poftiți! People of Galilee, women in community. I want to thank you for your hospitality and your generosity. Vreau să vă mulțumesc pentru ospitalitate și generozitate, dumneavoastră, când you shared your food. Ne-a dat să mâncăm. You shared your food. What greater respect. Vă respectă foarte mult. What greater respect is there than that? You know, I'm looking at this place. Să uită la... Se gândește la locul ăsta. It's a paradise. E raiul pe pământ. It's a paradise. Mulțumim. You know, I'm thinking... But I'm with your mayor here. I feel like there's a shadow has been cast over this place. You know, a shadow.
Este ca un nor deasupra căpâlniței. E o lipsă de respect la doiarul. Nu meritați așa ceva. I'm just thinking this, how do I pronounce his name? Doyaru. It's Doyaru. Doyaru. Right? Doyaru. That's just disrespect. E lipsit de respect. It's disrespect. So it is. Asta e. Disrespect. And no one deserves it. Nimeni nu merită. No one deserves it. Nimeni. No one. I'm just looking at all these little faces here, and races, and se religions, and belief systems, and attitudes. La, I mean, that's what it's about. La oameni, credincioare, atitudine. I mean, that's what God put us here. Huh? De asta ne-a dus Dumnezeu aici. That's what we're supposed to be, right? As God intended us to be. To asta be who we are. A vrut Dumnezeu, să just fim to be who we are. Huh? Ceea ce suntem. Yeah. Well, I may look like a total fool up here, but I want to tell you something. We may look like strangers here, okay? Poate părem străini, no, dar să vă arăt we're standing here now. Stop we're standing here as one. Stăm aici ca unul. United as one. Uniți ca unul. Yeah. What if all of you, what if all of us here right now could stand up right now and be united as one? Tot just united as one. Uniți. I'll tell you what. We can defeat the repression, okay? We can defeat the tyranny. We can defeat the Doriahus of this world. Right? Defeat the disrespect. The disrespect. And be united as God intended us to be. As God intended us to be. United as one. United. 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 Doiaru e în cârdășie cu Vasile, șeful postului. Doiaru insistă. Hai băieți, haideți mai încet, că vorbesc cu domnul ăsta aici. Vă rog frumos. Doiaru is related to Vasile, the chief of police. Uh-huh. Și dacă pun ei armele, if they turn, pe noi ne-au terminat. I understand. You understand we can only fire if we're fired upon. You understand? Nu voi să folosesc armament. If his police, fires as much as one round. Poliția trage. One round. Un glon. Your first line of defense. Noi o să vă apărăm. You have my word. Ai cuvântul lui. One round. Mm-hmm. Un glon, that's okay. Mm-hmm. In the meantime, just wait it out. Nu știu ca să ne relaxăm. Let it be he who casts the first stone. Să nu cer primul piatră. Asta e. No, just bring sticks. Asta e. You know? Sticks, scuzați. Sticks and stones can break my bone. Asta e expresia, dar lor. Names will never hurt. Ah, am înțeles. Yeah. Sticks and stones și după aia... Mother Goose. Mama Găscă. Vă zic că dacă curcanii ăștia lui Doiar trag ei primii, vă apărăm noi. Hai. Da. Pă bune. Vă încerc bătă și de-asta. Să vezi să-l aducem pe Doiar aici, da. Asta cam e o combinație. It has a combination. Nicol. N-aveți dumneavoastră nicio grijă. Sunt toate actele de vamă. Documente de transport, autorizații. Tot ce trebuie. Așa că aș vrea ca dimineața trenul ăsta să plece. Dumnealui este din partea SNCFR-ului ca să se asigure că veți fi eliberat din funcție. Și toată viața lor
nu cacă în urma mea. Hei! Dușmanii toată pică, că n-au valoarea mea. Și toată viața lor nu cacă în urma mea. Dușmanii toată pică, că n-au valoarea mea. Și toată viața lor nu cacă în urma mea. Dușmanii toată pică, că n-au valoarea mea. Și toată viața lor nu cacă în urma mea. Artificii! Și toată viața lor nu cacă în urma mea. Hey! Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea. Și toată viața lor nu cacă în urma mea. Hey! Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea. Și toată viața lor nu cacă în urma mea. Hey! Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea. Uniți! Hey, hey, it's me. It's me. I'm... Deci, fii atent. All the leaves are brown. All the leaves are brown. And the sky is gray. The sky is gray. I've been for a walk. Walk. I've been for a walk. To the ruins. Walk. On a winter's day. I'd be safe and warm. If I was in LA, California, dreaming, such a winter's day. Auzi? Nici chiar așa nașpa cum credeam eu. Șeful, hai că eu prind sătenii pe țiganii care-i furat din centru. M-au chemat acum din centru, de la primărie. E pierduțe. Hai că îi tăiem fătul în cap să-i fut. Și zici și lui Vasile să vină cu gaborii? Auzi, vreau să zic ceva. Nu apuc, că mă grăbesc. Mamă, că e important. Că mă întorc. Nu mai găsești. Vreau să merg la București, la facultate. În 5 minute pleacă! Cum vreți să mergeți, a? Mă duc la Tunul Severin și în două zile înapoi la Constanța. Lăsați-mă în pula mea în pace. Monica. I want your phone number.
sau... For NATO, I thank you, sir. Then to work.
Salut. Salut. Stai jos. Scuze pentru fire. Ce fac persecuțele? Te zicez? Ce vă aduc? O colă, te rog. Și cum merge cu facultatea? Foarte bine. La tine? Da. La ce? Bine. Trebuie să scap de restanța tâmpită. Serios? Serios. Tu? Da. M-am stat de oră până la curs. Și... Bine. Ce să mergem? Mulțumesc, plecăm.